Fenomenul represiunii din timpul regimului comunist este cercetat și adus în atenția publicului prin intermediul unei enciclopedii publicată în mai multe volume. Lucrarea este coordonată de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Astăzi, la sediul instituției, în prezența numeroși academicieni, profesori, istorici și cercetători, a fost lansat cel de-al treilea volum al enciclopediei regimului comunist. După doar 4 ani de muncă și așteptare, cel de-al treilea volum al enciclopediei regimului comunist, Represiunea, a văzut lumina tiparului anul trecut. Consacrat literelor P, R, volumul conține informații despre închisorile comuniste. Multe articole din acest volum au ca subiect victimele represiunii, de la categorii profesionale la culte. De asemenea, conțin informații despre terminologia utilizată în anchete și sentințe. Enciclopedia este structurată pe voci, nu este o lucrare dedicată personalităților, așa cum se așteaptă de obicei oamenii. Conține voci dedicate unor concepte special juridice, voci dedicate vieții cotidiene din închisoare, mai bine spus regimului de detenție, sau unor obiecte folosită în detenție, voci dedicate activității aparatului administrativ din închisori. Realizarea enciclopediei regimului comunist a fost posibilă datorită contribuției unui număr considerabil de specialiști în domeniu. Cunoștințele, mai ales ale tinerilor generații, despre această perioadă istorică sunt extrem de precare. Deci este o întreprindere foarte necesară, iar modul în care au fost abordate articolele din cadrul enciclopediei poate fi definit ca unul profesionist, unul obiectiv, deci fără ură și părtinire, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu face decât să sporească valoarea de instrument de lucru, de lucrare științifică. Datorită ariei mele de investigații de până acum, am fost focalizat spre articole ținând de istoria securității, aspecte relative la anchete, la tortură, la rezistența din munți, istoria miliției, partea ținând de represiunea aceasta instituționalizată, ca să zic așa. În cadrul aceluiași eveniment au mai fost lansate 2 volume dedicate perioadei totalitare, Armata Română în vremuri de cumpănă 1945-1965 și Fenomenul Totalitar, Realități Istorice și Abordări Istoriografice.